Un incendiu a izbucnit la locomotiva unui tren de călători în comuna Tinosu din județul Prahova. Pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Pasagerii au ieșit singuri din vagoane și nu sunt persoane rănite. Incendiul a fost stins. Reprezentanții CFR Călătorii au afirmat că este vorba despre o defectare tehnică cu decașare de fum la locomotiva trenului Interregio 1628, pasagerii fiind preluați de trenul Interregio 1742. Aceștia au avertizat că este posibil să se înregistreze întârzieri și în circulația altor trenuri în urma incidentului. Cursul acestei dimineți în Hala Prahova, pe secția Ploiești-București, s-a produs o defectare tehnică cu decajare de fum la locomotiva trenului Interregio 1628, care circulă pe ruta Brașov-București-Nord. Canicul trenului a acționat conform procedurilor aferente unor asemenea situații, a avizat serviciul 112 și a intervenit cu mijloace de din dotare până la sosirea echipei de intervenție, care s-a deplasat la fața locului pentru limitarea efectelor degajării de fum, au precizat reprezentanții CFR Călători. Potrivit sursei citate, siguranța și securitatea pasagerilor și a personalului propriu nu au fost puse în pericol. Trenul staționează până la reluarea circulației în condiții de siguranță cu o locomotivă de ajutor. Călătorii aflați în tren au fost preluați de trenul Interregio 1742. Este posibil să se înregistreze întârzieri și în circulația altor trenuri ca urmare a intervenției echipei de pompieri la trenul Interregio 1628, au adăugat aceștia. Cauzele care au generat degajarea de fum vor fi stabilite de o comisie de cercetare constituită în acest scop. Incendiul este lichidat în acest moment. Au ars podeaua locomotivei pe aproximativ 4 metri pătrați și cablaje electrice, a transmis ISU Prahova, relatează news.ro.